Joi, în sala de ședință a primăriei municipiului Megidia s-a desfășurat ședința ordinară de Consiliul Local al lunii septembrie. În cadrul întrunirii au fost prezenți toți aleșii. Ordinea de zi a cuprins inițial 10 proiecte de hotărâri, dintre care unul a fost retras. Primul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare, al cărui inițiator a fost primarul Valentin Vrabie, a fost retras. Aprobarea regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea sau predarea vehiculelor fără proprietar sau stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Megidia, aflat în administrarea DGDPP, va fi supus votului consilierilor locali în ședința ordinară a lunii noiembrie. Celelalte 7 proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au întrunit cvorumul necesar aprobării. La punctul diverse, viceprimarul Luminița Vlădescu le-a prezentat aleșilor locali un referat de informare referitor la un proces pierdut în instanță de municipalitate. Consiliul Local și Seceraja S.A. Acesta a fost intentat în anul 2013 de către locatarii unui bloc din zona Orașul Nou, după ce au reclamat de nenumărate ori vechea administrație locală că structura de rezistență a imobilului a fost grav afectată. În anul 2015, instanța de judecată a dat hotărâre definitivă și irevocabilă, primăria, Consiliul Local Megidia și Seceraja S.A. fiind obligate să efectueze lucrările de consolidare ale imobilului. În ședința de consiliu, la diverse, am vrut să aduc la cunoștința colegilor mei consilieri locali că Consiliul Local, împreună cu Primăria Municipiului Megidia și Seceraja, au pierdut un proces prin hotărâre definitivă și irevocabilă. În raport cu proprietarii unui bloc din zona Orașul Nou, bloc care a suferit deteriorări de-a lungul timpului, cu mulți ani în urmă, din păcate, și pentru care nu s-au făcut reabilitări la timpul potrivit. Eu, practic, am vrut doar să aduc la cunoștința colegilor mei consilieri și să se consemneze în ședința de consiliu, în raportul ședinței de consiliu, că suntem, că plătim în solidar alături de primărie și Seceraja lucrările pentru că vom putea plăti lucrările pentru pentru acest bloc, pentru reabilitarea acestui bloc. Să înțelegem concret că fiecare consilier local va plăti din propriul buzunar o parte din aceste obligații care revin prin această hotărâre definitivă a instanței? Aici este și o anomalie, dacă vreți. Hotărârea judecătorească a stabilit că și Consiliul Local, care nu are personalitate juridică și care nu înțelegem nici noi de ce a fost parte în acest proces, există hotărâre definitivă și este posibil, în momentul în care se va stabili cine cât plătește pentru reabilitarea acestui bloc, și consilierii locali să fie parte în acest lucru. Ce este esențial de spus și de ce am vrut să aduc la cunoștința colegilor consilieri este tocmai faptul că nouă, la momentul acela, nu ni s-a adus la cunoștință că există un proces pe rol, că există o problemă în sensul ăsta și că probabil dacă atunci, la momentul ăla, s-ar fi făcut lucrările necesare sau s-ar fi ajuns la o înțelegere cu proprietarii din acel bloc, acum nu am fi ajuns în situația în care să plătim sume mai mari decât am fi putut plăti în acel moment. Concret, ați avut de reproșat ceva consilierului local Georgiana Rozemarie Gheorghiu? Da, dacă vreți, aici a fost o chestie de lipsă de colegialitate din partea dumneavoastră, care era și consilier local în acel mandat, dar concomitent a fost și avocat în parte în acest proces. Și mi s-ar fi părut corect să ne spună și nouă, în calitate de colegi consilieri, că există acest proces pe rol și că există posibilitatea sau că, după cum ați văzut și știa, că am pierdut procesul și că poate, dacă am fi știut la vremea respectivă, altfel ar fi stat lucrurile acum. Înainte de a intenta procesul în anul 2013, locatarii blocului respectiv au făcut nenumărate sesizări la primărie, care din nefericire nu au fost aduse la cunoștința consilierilor locali de la vremea respectivă.